Nicola s-a născut la numai 5 luni, iar doctorii i-au dat puține șanse de supraviețuire. Acasă, când am venit, avea 2,5 kg într-o cutie de călțăminte. Acum Nicola prezintă tulburări de creștere și mama sa are nevoie de toată susținerea pe care o poate primi. Sprijinul asistentului social este esențial pentru a ajuta familia să aibă un trai mai bun. Fă o donație acum pe unicef.ro pentru ca Nicola și alți copii ca el să poată spune mamă și să aibă un viitor mai bun.